În următoarele 4 săptămâni, temperaturile se vor menține mai ridicate decât cele normale, în special în regiunile sudice și sud-vestice. Cantitățile de ploaie înregistrate vor fi în general reduse. Potrivit ANM, în săptămâna 12-19 august, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane. În săptămâna 19-26 august, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a teritoriului, dar mai ales în regiunile sudice și sud-vestice. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nord-vestice și local la munte, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă. În săptămâna 26 august-2 septembrie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și sud-vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea vestică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă. În săptămâna 2-9 septembrie, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în cea mai mare parte a țării.